Weekendul trecut, scăldatul în mare a fost interzis, însă cei veniți pe litoral au ignorat steagul roșu arborat de salvamari. Aceștia cred că dacă s-ar înființa poliția plajelor, turiștii ar fi mai cumpătați și le-ar asculta sfaturile privind valurile înalte și curenții puternici. Marea agitată și valurile puternice i-au determinat pe salvamari să arboreze steagul roșu și sâmbătă și duminică. Însă turiștii au ignorat avertizmentele acestora și s-au aventurat în apele învolburate ale mării. Așa s-a ajuns la un bilanț tragic de 15 înnecați. Nu respectă indicațiile salvamarilor. Este pus steagul roșu și n-ar trebui să facă baie în apă. Salvamarii propun înființarea poliției plajelor în speranța că astfel turiștii nu ar mai ignora avertizmentele și numărul cazurilor de nec nu ar mai fi atât de mare. Am umblat de dimineață până la ora actuală. Nu mai e în apă să scoate toate persoanele. Nu înțeleg, pur și simplu. Am avut într-o săptămână peste 20 de salvări. Toți salvamarii suntem în alertă, fluierăm, strigăm, urlăm, nu se înțeles, s-a format gropi, curenți foarte puternici. Cum s-a întâmplat și acum, din 4 persoane, am putut recupera decât 3. Domnul, se vede tu de clar, nu mai se poate face nimic. Debea am putut să ne descurcăm să ieșim noi din apă. Deci, i-ați avertizat, le-ați făcut i-am fluierat de M și N de ori. Toată plaja susține lucrul acesta. Tuburi, am intrat după ei, am fluierat, am țipat copii, am scos copii din apă dimineața, seara. Deci nu se poate, nu, este foarte greu. De nedescris, nu putem să facem față la câte persoane sunt. Plaja e foarte mare, mulți oameni încăpățânați și nu putem face față. Pericolele la care se expun turiștii sunt mari, însă, potrivit salvamarilor, aceștia nu prea dau importanța avertizărilor lor. Când este arborat steagul roșu, lumea nu are voie deloc în apă. Este interzis pentru că sunt curenți puternici, valuri mari și poate chiar invazii de meduze. Steagul galben arată că marea este mai liniștită, dar intrarea în apă este recomandată doar celor ce știu să înoate foarte bine. A fost mai larg? Până unde vedeți cu ochii? Până la bolovanii acolo. Nu vă e teamă? Nu. Sau un necadro 10 inși? Știu cel mai bine să nu pe spate. Pe spate așa. Pe burtă nu mă descurc. Așa zic toți, că lor nu li se poate întâmpla. Cine a zis? Cine a zis treaba asta? Toți turiștii spun asta. Nu e adevărat. Și numai weekendul ăsta au murit până acum 3-4. Nu cred. Nu, fricoși. Aia sunt fricoși să nu intre. Dacă le e frică să nu intre în apă. Să intre până la genunchi. Este steagul roșu arborat de salvamare. Asta înseamnă că nu-i voie. E pericol mare. Nu are nimic acum. Să-l arboreze. Asta înseamnă că își fac treabă dacă îl arborează. Până unde vă duceți? Până aici. Doar aici? Da. Ați văzut steagul roșu arborat? Nu m-am uitat pentru că nu știu, m-am dus. E acolo, la salvamari, sus, la chioșcă. Aha. Îl vedeți? Da. Știi ce înseamnă? Care? Steagul ăla? Steagul roșu, da. Știi semnificația lui? Nu. Că n-ai voie să intri în apă deloc azi, datorită valurilor mari. Da? Nici așa puțin? E pericol mare datorită curenților de la fund, nu neapărat a valurilor de aici. La mare nu cred că este. E steagul roșu arborat de salvamari. Dar nu ne ducem departe, suntem mai aproape. Cât de departe? Nu ducem în larg prea mult. Nu, tu. Până unde îți venea apa? Până la gât. Cele mai multe tragedii se petrec în sudul litoralului, în Neptun, Costinești și Eforie.